Cunosc faptul și pot susține acest lucru fiind martor la mai multe episoade în diferite locații, când membrii rezist consumă substanțe interzise și aici mă refer la consumul de marihuana. S-a pus, aici ați dimineața cu microdozaje. Microdozaje și ok, nu se plată. Da, eu sunt micro. Când ați, de exemplu, dacă eu vreau la ea, voi o fac undeva la lui de fie. Dacă fie la lui. Din tumba. Direct. 5. Ce mai zic? Dacă stau cu două persoane, să ce fi și eu. Nu, că pun multul tot. Cum vreau să le zic, așa, cele care e. Prima dată când am văzut acest fenomen a fost la Sibiu, într-o altă casă conspirativă în care sunt depozitate serverele cu care se fac mesaje de propagandă și rostogolirea lor în tot mediul online. Într-o seară, în această locație, am observat un bol de plastic transparent care era aproape plin cu marihuana, în jurul mesei aflându-se Florin Bădiță, Pangi Șerban, Cristian Mihai Dide și alții membrii Rezist, care au început să-și realizeze țigări cu marihuana, așa zise jointuri. Asta s-a stat acolo până dimineața, casa aflându-se în Sibiu pe strada Crișanei la numărul 13. O altă casă pusă la dispoziție pentru întâlniri și consum de marihuana la care am participat, în București, pe strada Educației numărul 32, unde se află casa conspirativă numită de ei Casa Justiției, am fost prezent într-o după-amiază, alături de mine fiind Florin Bădiță, Angi Șerban și alți membri. La un moment dat, Florin Bădiță a scos din geantă o pungă cu marihuana și au început să-și ruleze țigări, această întâlnire durând până la ora 22.